În urma unor informații apărute în presa prahoveană, hipermarketul Cora Ploiești a emis un comunicat de presă menit să dezminte acuzațiile care au fost aduse. Cora Ploiești nu a primit amenzi în valoare de 30.000 de lei de la inspectorii OPC Prahova pentru nereguli descoperite în cadrul magazinului din centrul comercial Afi Palace Ploiești, așa cum apare pe site-ul phonline.ro. În cadrul respectivului articol este citat șeful OPC Prahova, domnul Corneliu Buzu. În urma unei discuții telefonice avută cu responsabilul de PR al Cora România, domnul Corneliu Buzo a afirmat că a avut o discuție cu presa și că în cadrul acestei discuții a dat informații de ordin general care se refereau la toți comercianții din Ploiești, fără a specifica pe unul anume. Cora România rămâne la dispoziția presei pentru verificarea informațiilor și pentru puncte de vedere prin reprezentantul său de PR, Ana Maria Florea Harrison. Se arată în comunicatul de presă emis de Cora Ploiești.